Solista Delia, în vârstă de 41 de ani, este cunoscută pentru stilul ei vestimentar extravagant. Recent, pe contul personal de Instagram, artista și-a luat prin surprindere fanii cu ținuta pe care a ales să o poarte în vacanța din Madeira. Solista a întors toate privirile cu hainele pe care le-a îmbrăcat. Delia a plecat iar în vacanță alături de soțul ei. De data aceasta, cei doi au ales insula Madeira din Portugalia. Cum era de așteptat, solista și-a ținut fanii la curent cu tot ce se întâmplă în această vacanță. La Instastory a publicat mai multe imagini, ce a atras cel mai mult atenția fanilor a fost însă ținuta pe care a ales să o poarte. Mai exact, Delia a îmbrăcat o pereche de jeans 3 sferturi, o pereche de șlap din plastic, un tricou oversize în dungi, iar ca accesorii a optat pentru mai multe pălării. Cântăreața nu s-a putut decide de una singură, așa că le-a pus pe toate în cap, spre uimirea tuturor celor care au văzut-o. Solista părea mai degrabă că a luat hainele partenerului său de viață. Nu știu să explic ce m-a posedat. Nu am explicație, a spus artista într-un story. În plus, Delia și partenerul ei de viață, Răzvan, au avut parte de o surpriză din partea celor de la hotel. Când au ajuns în cameră, artista a găsit un bilet în care reprezentanții unității de cazare le urau bun venit și să aibă parte de o ședere cât mai plăcută. Oamenii ăștia chiar și-au dat interesul frumos, cireașa de pe tort, acest tablou, și eu care ar trebui să-mi fie rușine cu mine, a scris vedeta pe Instagram.